temperaturile ca de vară din această perioadă sunt un adevărat dezastru pentru cei care trăiesc din agricultură. Deși suntem în luna noiembrie, precipitațiile se lasă așteptate și în multe zone seceta este tot mai profundă. Într-o comună din Buzău, localnicii s-au trezit cu fântânile goale. Disperați, oamenii au cerut ajutorul pompierilor care le aduc apă cu cisternă. Echipajele de pompieri de la ISU Buzău au aproape zilnic misiunea de a aduce apă cu cisterna în satele comunei Scorțoasa. Chiar dacă își face loc cu greu pe ulițele înguste, cisterna de 8 tone urcă până la cele mai izolate gospodării, unde pompierii sunt așteptați de săteni cu butoaiele pregătite la poartă. Problemă foarte mare, nu avem pentru animale nici apă, nici de băut, e foarte greu. A venit rândul satului Grabicina să primească ajutorul de la pompieri. Cisterna se oprește în dreptul gospodarilor care s-au înscris mai demult pe o listă de la primărie. Sunt însă mulți săteni care află că pot primi apă abia când le intră mașina de pompieri pe uliță. Strâng apă în orice recipient pe care îl găsesc în curte. Aveți un bidon în care să vă punem apa? Avem. Eu leacă de pace, dar are furtul. Așa, nu-i problemă, da, vă aduce. Să punem apa cu furtună. Ați așteptat mașina de pompieri? Da, mamă, este că față l-am saltat. Bagi o furtună cu aia. Sătenii mai în putere pornesc cu gălețile în spate sau cu butoaie urcate în căruță spre mașina de pompieri, ca să ia apă și pentru vecinii mai bătrâni. E nevoie, că nu este, nu mai e apă. De ce anul ăsta? Dacă n-a mai plouă. Aceea de zăpadă, nu? Zăpadă nu, nimica nu. Aproape toate fântânile din Grabicina au rămas fără apă, din cauza secetei. Multe puțuri au pământ uscat pe fund, iar acolo unde mai este puțin apă, ea nu este bună decât pentru animale. Fântânile adânci cu apă potabilă sunt din ce în ce mai rare. Băutură alcoolică are toată lumea pe aici. Dar apă mai puțin. Nimic. Nu are ce să mai e. Am mai venit băieții și așa, mai luat și ei de o găleată. Dumneavoastră sunteți printre cei mai norocoși, mai aveți un pic de apă. Dar mai apă? În rest nu au. N-au băieții ăștia de aici de sus, n-au băiatul ăla care a făcut casa aceea, de la deal aceea, cu zigla roșie pe ea, n-are nici pântână, dracu, a făcut 7 grope. N-are niciun pic de apă. Seceta provoacă necazuri în toate satele comunei Scorțoasa. După ce au verificat peste 60 de fântâni și bazine publice, autoritățile locale au constatat că sunt fără apă sau cu un nivel al apei extrem de scăzut, un număr de 45 de fântâni și 3 bazine publice de colectare. Crizele suprapuse atât din agricultură cât și din sectoarele conexe i-au aruncat pe crescătorii de animale într-un adevărat colaps. Mulți dintre ei se află în pragul falimentului și își duc animalele la abator în condițiile în care, în țara noastră, prețul laptelui la raft a înregistrat cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în ultimul an. În plus, țara noastră se confruntă cu un deficit de 700.000 de tone de lapte, a atras atenția europarlamentarul Carmen Avram într-o intervenție în cadrul ședinței Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European. Vin cu mai multe detalii în jurnal colegii mei de la site-ul agrotv.ro. Potrivit reprezentanților Comisiei Europene, laptele s-a scumpit cu 64% în România față de nivelul la care era în septembrie 2021. În cadrul intervenției sale în ședința Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, Carmen Avram atrage atenția că, cităm, sectorul laptelui este foarte afectat pe întreg teritoriul Uniunii Europene, doar că unele state sunt mai afectate decât celelalte. Fermele din România, care nu sunt la fel de mature precum sunt fermele din vestul Europei, au ajuns într-o situație catastrofală. Multe sunt aproape de faliment, fermierii noștri își închid afacerile, vând animalele sau le duc la abator. A declarat Carmen Avram, adăugând că fermierii români trebuie să plătească cele mai mari prețuri la energie de pe întreg teritoriul Uniunii Europene, iar soluții nu vin nici din bugetul național și nici din acel instrument al Comisiei pentru situații de criză. Aș vrea să întreb Comisia Europeană când crede că ar putea să ne așezăm la masă și să vorbim cu adevărat despre convergență în Uniunea Europeană, pentru că fără ea nu poate exista o competiție loială adevărată. A precizat Carmen Avram. Ca răspuns, reprezentanții Comisiei Europene nu au oferit deocamdată nicio soluție la problema cu care se confruntă fermierii români. Însă, potrivit lor, sectorul lactatelor se îndreaptă într-o direcție pozitivă, la nivel mondial. Mare sărbătoare mare, recent în București, eveniment inițiat și organizat de Asociația Fermierilor din România.
Pe lângă agricultori au fost invitați reprezentanții ai politicului, ai companiilor de inputuri și alți factori de decizie din industria de profil. Practic, toată lumea s-a împrietenit cu toată lumea. S-au schimbat opinii, s-au făcut strategii, unii s-au plâns de necazuri, alții s-au lăudat cu performanțele obținute. Firește că o echipă AgroTV a fost și ea prezentă la acest eveniment, de la care vă prezentăm următorul material. Am invitat factorii politici prezenți Academia Română pentru că noi considerăm că Academia de Științe Agricole Silvice este un pilon important în ceea ce înseamnă cercetare-dezvoltare. De asemenea, companiile de inputuri din sector, presa agricolă, pentru că este important ca ceea ce facem noi să meargă mai departe către cetățean, către consumator și de ce nu, iarăși un punct important l-au reprezentat parlamentarii, pentru că am invitat comisiile de agricultură de la ambele camere, plus miniștrii care sunt prezenți, ministrul agriculturii, finanțelor, de asemenea secretarii de stat care se ocupă cu politici în domeniu. Și eu cred că avem nevoie ca vocea agricultorilor să ajungă în legislație. Fac tot posibilul și eu și alți colegi care sunt aici, până la urmă nu contează culoarea politică, facem tot posibilul ca agricultura să fie acolo prioritate pe agenda guvernamentală, să se aloce bani, pentru ca în viitor să nu mai ne lovim de situații în care să fim nevoiți să acordăm de la bugetul de stat despăgubiri foarte mari, care ajung, după cum ați văzut, și la sute de milioane de euro. Într-adevăr, se remarcă foarte mult munca fermierilor și chiar dacă s-a anunțat un an foarte greu, și-au adus aportul în a prezenta produse și a încerca să salveze partea aceasta. Sperăm că anul viitor să se anunțe un an bun. Un eveniment al respectului față de trecut, al încrederii în viitor și al bunăvoinței prezentului. Spună bunăvoințe prezente pentru că acești oameni minunați s-au adunat în jurul unor simboluri care au pe frontispiciul lor definiția foarte clară și foarte exactă aceea a fermierului român, făuritorul de hrană al țării. Din respect pentru toți și pentru toate, astăzi și-au dat mâna specialiști din agricultura țării, din diferite zone, din diferite sectoare de activitate și au întins această mână a respectului pentru reușita fiecăruia, dar mai ales pentru speranța în bine în domeniul agriculturii. Am fost alături de ei, sunt alături de ei, plec, dar rămân cu ei. A fost publicată nota de fundamentare a ordonanței de urgență privind instituirea schemei de ajutor financiar acordat producătorilor agricoli afectați de seceta pedologică. Potrivit documentului, beneficiarii schemei de ajutor sunt producătorii agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 și acestea au fost afectate de seceta pedologică în grade cuprinse între 30% și 100%, conform proceselor verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi. Grantul financiar unitar este în cuantum de maximum 1500 de lei pe hectar aferent unui grad de afectare de 100%. Dacă gradul de afectare prevăzut în procesul verbal de constatare și evaluarea pagubelor este cuprins în intervalul 30% până la 100%, cuantumul se diminuează procentual. Astfel, pentru o cultură cu un grad de afectare de 30%, despăgubirile vor fi în valoare de 450 de lei pe hectar. Informații detaliate despre cum vor fi alocați banii din noul pachet de sprijin pentru fermieri și care sunt condițiile de eligibilitate găsiți într-un amplu articol publicat în site-ul nostru agrotv.ro. Tot pe platforma media agrotv.ro aveți și alte subiecte de interes legate de fenomenul agricol românesc și internațional.
MADR continuă campania de promovare a produselor agroalimentare românești și de creștere a accesului românilor la alimente de calitate obținute pe plan local sub denumirea Produs Românesc, bun pentru tine, bine pentru fiecare. În acest context, chiar în curtea Ministerului, a avut loc recent Târgul Pescăresc. Membrii Federației Organizațiilor Producătorilor de Pește din Delta Dunării au preparat specialități după rețete ale pescarilor lipoveni. De asemenea, la târg a fost prezent primul operator economic care exploatează de peste 20 de ani bogățiile Mării Negre, procesând rapane, midi și pești marini din producția autohtonă. Gheorghe Ștefan, directorul general al Agenției de Management Popam, a declarat pentru AgroTV că românii consumă pe an mai mult de 8,5 kg de produse piscicole. Bună dimineața, domnul Ștefan! Ați cumpărat pește? Consumați pește? Aproape zilnic. Bună dimineața, da! Un târg interesant, o idee pe care noi o îmbrățișăm, pentru că noi la AgroTV orice idee bună, sigur că da, încercăm să o ducem cât mai departe. Se consumă pește în România? Lumea întreabă. Da, se consumă și eu am convingerea că se consumă mai mult decât cele 8,5 kg pe locuitor care sunt raportate astăzi. Acum vreo 15 ani eram la 5,5, suntem la 8,5, dar cu siguranță avem mai mult de 10 kg pe locuitor. Putem asigura, de exemplu, pentru consumul intern de ajuns de mult din acest consum? Cu siguranță că putem asigura, dacă ne referim la peștele de apă dulce care se importă în sezonul estival, păstrăv și crap, putem produce mai mult, da? Acum, serios, ca să vorbim de a consuma doar pește românesc, e ca și cum românul ar conduce doar Dacia. Sau, dacă asta este piața, unul vrea și macro, altul vrea și herring, altul vrea somon, altul vrea mai multe specii. Dar eu cred că, deocamdată, pescăria românească produce pentru necesarul de consum de pește de apă dulce din România. Sigur că avem un potențial foarte mare să creștem ca să exportăm, dar asta nu ține de noi, de minister, ține de fiecare firmă în parte, dacă el vrea să producă mai mult decât produce astăzi sau nu. Delta, când ați fost în Delta ultima oară? În primăvară. Așa? De mult? Păi da, pentru că între timp n-am mai putut, pentru că avem foarte multe probleme la minister cu viitorul program operațional de pescuit, cu implementarea actualului program, cu închiderea popului 2007-2013 și însă acum în noiembrie mă duc sigur la un pescuit de știucă. Educația alimentară trebuie să fie o materie implementată în programa școlară. Această inițiativă în multe dintre țările europene a devenit o practică în instituțiile lor de învățământ, iar rezultatele nu au întârziat să apară. La noi, pentru moment, sunt doar câteva propuneri care urmează să fie concretizate. Alina Baba, reprezentant GAL Napoca Porolisum, promovează platforma Produs în România, inițiativă care are pe lângă vectorul educațional și pe cel al încurajării consumului de alimente naționale. Noi, Federația Lider, desfășurăm program. Cred că educația vine în primul rând decât suntem copii. În Franța, să știți că ei învață în cadrul școlii că trebuie să consume produse locale. De aceea, vă dau un exemplu, galurile au creat până la ora aceasta 50 de lanțuri scurte. Dar problema este că trebuie să-i și incubăm, să incubăm atât comunitatea, noi desfășurăm activități cu copii în școală, pentru că ei trebuie să învețe că produsele locale sunt cele mai sănătoase și cele mai proaspete, pentru că atunci când aduce banana dușă, o consumăm după 2 săptămâni, ea nu poate fi la fel de proaspătă ca mărul cultivat la 20 de kilometri. Dar revin la acel ecosistem de care vă spuneam, cred că este foarte important să-l creăm împreună. Ați pomenit de cei mici. Trebuie educați ca viitorii consumatori peste 10-20 de ani să înțeleagă că un produs românesc valorează mai mult decât un produs din import, chiar dacă este ceva mai scump, dar
în primul rând, consumă un produs curat, sănătos. Și contează să apreciem calitatea produsului, chiar dacă el este mai scump. Dar revin, este un proces de educație și aici vreau să vă dau un exemplu. Noi am avut activități atât cu copii în școală, cât și cu adulții. Dacă copiii, invitam 50 de copii și veneau 60, 65, 70, la adulți, dacă invitam 50, de-abia aveam 10 și care nu erau foarte interesați. Deci cred că este un proces de educație și contăm pe dumneavoastră pe presă pentru adulți, pentru copii, mai puțin că accesul lor la informații este în altă zonă, atât cât sunt copii, și pentru noi toți participanții la ecosistem, ca peste 10-20 de ani să consumăm produse locale. Consumatorul de alimente, consumatorul de artă, de cultură, de muzică, toate țin de educație. Trebuie să-i oferi generației tinere, să-i oferi diversitate, să-i oferi să crească cu încredere în anumite produse, să le cunoască. Nu poți să iubești, să-ți placă ceva ceea ce nu cunoști. Se anunță o iarnă grea pentru oamenii sărmani și nu vorbim de vreme, ci de vremuri. Scumpirile la combustibil și curent electric i-ar putea lăsa pe bieții bătrâni fără bani de mâncare sau medicamente. Statul le promite românilor din categoriile vulnerabile că îi va sprijini cu bani pentru plata facturilor la energie și gaze. Însă, până vor vedea ajutorul, oamenii caută soluții de supraviețuire. Doamna din imagine este una dintre persoanele care se zbat în sărăcie și numără cu teamă fiecare zi care o apropie de sezonul rece. Să plătesc 2.800.000 factură de lumină, dar ce fac eu? Avem transformator în curte, cine are, ci că nu plătești. Dacă noi nu avem cine să umbli, eu am prima lumină când s-a băgat în satul ăsta aici, eu am băgat. A îndurat mult în viața ei, însă niciodată nu a simțit lipsurile ca acum din cauza scumpirilor. Traiu-i scump. Da. Eu văd atâta pricopseală în România asta, rămând așa, că mă uit la televizor ăsta, așa, arată. E și România e bogată, dar sunt zgârciți. Bătrâna de 85 de ani mai are un fiu alături de ea, în gospodăria din Scărlătești, sat din mijlocul Bărăganului Buzoian. Aici iernile sunt dure, iar oamenii caută de pe acum soluții pentru a supraviețui nopților geroase. Pui plapuma, că de acum să facem focul e greu. Cam dat 15 milioane pe lemne, am adunat toată vara ban cu ban, am luat câteva lemne. Dacă căutăm două focuri, nu ne ajunge o lună de zile. Guvernul anunță că va ajuta financiar familiile cu venituri reduse și bătrânii sărmani să treacă fără probleme prin iarna care bate la ușă. Economia, să pui plapămă de două pe mine, mai gine. Să pui două plapămă pe mine și să stau acolo. Dacă am ce să mănânc, să mănânc. Dacă nu, să mă vază Dumnezeu. Le vor fi virați bani cu această destinație pe cardurile sociale românilor care au venituri sub 1.500 de lei, venit mediu pe membru de familie. Limita ar putea fi ridicată la 2.000 de lei, a anunțat Marcel Boloș, ministrul investițiilor și protecției sociale. Acest aspect urmând să fie definitivat în discuțiile pe care guvernanții noștri le vor avea cu Comisia Europeană. Iașiul are o termocentrală funcțională care produce agent termic, dar și electricitate. Aceasta se află în localitatea Holboca și este validată de organismele internaționale în privința protecției mediului. Centrala CET2 Holboca produce cel puțin 50 de megawatts pe oră, iar administrația locală este dispusă să o dea în administrare guvernului ca să introducă în sistemul național această energie produsă la un preț mic. Primăria municipiului Iași a contractat o cantitate de 140.000 de tone de huilă energetică. Această cantitate este mai mult decât de ajuns pentru tot sezonul rece, indiferent de temperaturile care le vom avea și indiferent de capacitatea de producție. Practic, pentru ce este folosită? Miza, așa cum am mai spus-o și în alte situații, o reprezintă producția de energie electrică aici în Holboca. Cea termică care o furnizăm în oraș agenților economici, instituțiilor și consumatorilor casnici, nu neapărat că e o miză mai mică, dar reprezintă și ea o cotă de venit
mult mai mică față de cea care vine din producția de energie electrică. Cum de a rămas singura de acest gen din țară? Care sunt avantajele? Cum funcționează? Aș putea spune că e singura din zona Moldovei. În țară mai sunt, în Valea Jiului, în zona Olteniei, mai sunt centrale electrotermice care funcționează pe cărbune. Important este și faptul că s-a păstrat ani de zile această centrală, s-au făcut investiții, da? Ea prezentându-se la momentul ăsta ca una dintre cele mai bine cotate din punct de vedere al protecției mediului, chiar dacă folosim în capacitatea de producție cărbune huilă energetică. Cărbunele ajunge periodic, în perioada aceasta cum? Deja se derulează cărbunele, prima tranșă de peste 55.000 de tone se află în portul Constanța. În funcție de graficul stabilit de primărie cu transportatorul, zilnic primim cel puțin o navetă, o garnitură de tren cu aproximativ 1.800 de tone de cărbune. Urmează ca în funcție de capacitatea transportatorului, noi să așteptăm și două navete pe zi. Ce înseamnă acest, nu știu, beneficiu că se poate produce și curent electric? Păi, ele ca și proiecție, ca proiectare, de fapt, de la început, au fost făcute pentru a putea produce această energie electrică, care și noi, de altfel, o furnizăm în sistemul național, urmând ca, în funcție de evoluția pieței zilnice pe piața bursieră, să o vindem și veniturile să le girăm, să le virăm, de fapt,